să spun așa, un bilanț peste anul 2011. Crăciun în Bucovina, Paște în Bucovina și Pelerin în Bucovina. Trei mari proiecte care au fost organizate în jurul celor mai mari sărbători creștine. Nașterea Mântuitorului, Învierea și Sfânta Marie, Adormirea Maicii Domnului. Am avut evenimente care au adus foarte mulți turiști. Aș vrea să vă spun că, dincolo de răutățile unei opoziții care cred că de undeva din stațiune tot mai critică ce li se pare lor că nu e în regulă, Pelerin în Bucovina este un proiect care de-abia de acum începe. Această formă de turism, eu am mare încredere că va lua proporții și va fi în avantajul județului Suceava. În luna iunie 2011 a crescut cu peste 23% numărul de turiști înregistrați în pensiunile turistice din județul Suceava față de 2010. Deci iunie 2011 cu peste 23% a crescut numărul de turiști față de 2010. Ăsta este un semn extraordinar. Acum pot să vă spun că gradul de acoperire în județul Suceava este de peste 97% pe această perioadă a sărbătorilor Sfintei Fecioare Maria, Adormirea Maicii Domnului. Deja un fenomen nou care apare la Putna, Sucevița, Mănăstirea Humorului, Cacica, Solonețul Nou, Vama, oamenii au început să fie cazați la gospodării țărănești. În camera mare, camera de curat, pentru că nu se mai găsesc locuri de cazare și așteptăm pe toți cei interesați să vină, să bată la o poartă, pentru că bucovinenii sunt primitori.